și cu sărbătoarea asta. Toți se așteaptă să primească ceva pe gratis, doar pentru că au fost cuminți. Eu nu am primit niciodată nimic, deși am fost foarte cuminte. Cine-o fi la ora asta? Ne dați sau nu ne dați? Ce să vă dau? Stai că încă n-am început colinda. Foarte bine. Oh, pierdere de timp. Nu-i nimic. Așa sunt unii oameni. Ei nu înțeleg că de Crăciun trebuie să fii mai bun. Să mergem la altă casă. Cum ziceam, spiritul Crăciunului i-a cuprins pe toți. Vor să colinde și să primească daruri. Ei, uite, că eu nu cred în Moș Crăciun. Eu cred în ce văd. Iar moșul încă nu a avut curaj să mi se arate. Probabil alții. Ne dați sau nu ne dați? Ne dați? Sau nu ne dați? Știu deja ce vreți să spuneți. Nu vă dau. Răule! Răule! Răule, a zis el. Sunt cât se poate de realist. Doar când voi fi față-nfață cu Moș Crăciun, doar atunci voi crede în el. Serios, m-am săturat de colindători. Plecați, nu vă dau nimic. Plecați! Am săturat de voi. Ce enervanți sunt. Eu mai bine mă culc, că n-o să stau toată noaptea să aștept o minune. Dar mai întâi să închid soneria la ușă. Oh, nu mai vreau colindători. Nu mai vreau. Oh, gata. E liniște. Noapte bună mie. Oi, care ești acolo? Dacă ești poți, să știi că nu scap de mine. Adică nu e nimic în casa mea valoros. Fi căzut vreun pahar prin bucătărie sau o haină din cui. Mai bine mă culc din nou.
E... E imposibil. Camera mea s-a umplut un brad care a apărut de nicăieri. Deja am împodobit și cadouri doar pentru mine. Sărbători fericite, dragul meu. Să știi că nu am uitat de tine. Doar ai fost foarte obraznic în ultima vreme. Dacă ești real, trebuie să mi te arăți. Nu e suficient ce e în jurul tău? Ești chiar mai mult, dar vreau să te văd. Să-mi spui de ce nu ai venit și la mine până acum. Tu știi deja răspunsul la întrebarea ta. Unde ești, moșule? Unde ești? Promit să fiu mai bun. Oare cine o fi? Ne dați ori nu ne dați, ne dați ori nu ne dați, ne dați, ne dați! Fetelor, haide să mergem. Nu cred că vrea să-l colindăm. O dau! Colindați! Colindați! Am venit și noi odată la un an cu sănătate. Domnul Sfânt să ne ajute la covrig și la nuci multe. A fost așa frumoasă colinda voastră. Vă rog, veniți și la anul. Mulțumim! Desigur, cu drag vom reveni. Mulțumesc! Sărbători fericite! Sărbători fericite! Haideți și la alte case! Frumos, brad! Moș Crăciun există, chiar există! Și a venit și la mine! De acum încolo! Voi crede în el și în sărbătorile lui. Voi primi toți copiii și voi lăsa să-mi cânte toate colindele lor. Din nou singur și fără nimic de sărbători. Moșul m-a uitat ca de obicei. Și ce am crezut eu că e real, a fost de fapt un vis frumos. Fără brad, fără cadouri. Primiți cu colindu! Iar voi, parcă ați mai fost odată. Și ați venit din nou să mă stresați. Cântați, dacă tot ați venit aici. Acum ce mai contează? Dom, dom, sănățăm, dom, dom, sănățăm, dom, dom, sănățăm. Știți ceva? Ce? Nu am mai auzit pe nimeni cântând așa frumos ca voi. A fost o colindă foarte frumoasă. Mulțumim! Stați puțin!
plac? Da! Mă bucur! Sărbători fericite! Sărbători fericite! Măcar ei să fie fericiți. Eu voi petrece Crăciunul ca de obicei, singur. Mâine va fi o altă zi și cu toții vor uita de Moș Crăciun până iarna viitoare. Serios? Iar îl visez pe moșul? Nu, de data asta ești cât se poate de treaz. Și tu cine mai ești? Tu cine crezi? Semeni cu el. Ești îmbrăcat ca el. Arăți ca el. Dar... ceea ce înseamnă că sunt el. Nu te mai îndoi de mine. Bine, bine. De ce nu mi-ai adus niciodată cadouri? De ce bradul meu a fost întotdeauna gol? Simplu. Pentru că ai fost un om rău. O singură dată te-ai comportat frumos cu cei care te colindau. Și iată, am apărut chiar în fața ta ca în sfârșit să crezi în mine. Moș Crăciun, îmi pare rău. Nu uita, fii cu minte, iubește-i și pe ceilalți din jurul tău și din când în când mai fă și câte o faptă bună. Iar eu nu voi uita niciodată să te vizitez. A dispărut și a uitat cadourile. Uită-te sub brad. Care brad? A venit Moș Crăciun și la mine! Uf, câtă treabă am și trebuie să iau totul cu mine! Întotdeauna eu trebuie să fac ce-i mai rău. De ce eu și nu alt spiritoș? Ce e mai greu, ce mai dificil. Întotdeauna eu. Oh, ia uite, ăsta seamănă cu mine. Fie prea bine! Stai, nu striga!
Ai 3 secunde să-mi explici ce cauți în casa noastră. Gata! N-am înțeles nimic. Mi-ai dat doar 3 secunde și am încercat să vorbesc cât am putut de repede. Cum ai făcut asta? Toți pirinușii vor vorbi repede și orice. Adică tu? Tu ești un spiriduș? Exact! Și așa, încă un copil va avea coșmaruri cu un spiriduș ca mine. De data asta vreau să înțeleg tot ce ai să-mi spui, așa că nu te căbi sau... Bine, bine. Și e ușor când ai atâta timp la dispoziție, dar eu sunt întotdeauna pe fugă și... Eu sunt unul din spiridușii lui Moș Crăciun. Nu se poate. Ba da. Dacă crezi în Moș Crăciun, atunci trebuie să crezi și în mine. Iar motivul pentru care sunt eu aici este... Este... Că a fost un copil obraznic. Niciodată eu mă ascult părinții. Moș Crăciun, e mai bine, iar tu ești pe lista lui neagră. Dar totuși am primit cadou. Dacă eram rău, găseam o năielușă supraar. Din când în când mai sunt și erori în sistemul nostru, iar tu ai fost o greșeală de tipar. Copilul bun era Nicolae. Iar cel rău, adică tu, Nicolas. Da, eu. Îmi pare rău pentru tine, dar va trebui să-ți iau tot ce ți-a adus Moș Crăciun. Ba chiar mai mult. Cu frații mei, dar nu atât de rău. Oricine are zile bune și zile rele. Ești sigur că nu e o greșeală din nou? Adică tu ești un copil bun în loc de unul obraznic? Da! Nu. Of, de ce trebuie să dau eu întotdeauna veștile rele? Nu puteam să fiu un spirituș care să facă jucării. Nu, eu trebuie să le iau și să repar greșelile făcute de Moș Crăciun. Știu cum este să fii dezamăgit, să crezi că ești mai bun decât ești în realitate. Și eu sunt la fel. Poți să faci ceva pentru mine? Ce anume? Să chem pe Moș Crăciun la mine. În niciun caz. De ce? Ca să creadă că eu nu sunt în stare să-mi termin treaba? Nu, nici nu mă gândesc. Drug! Va trebui să accepti ce ți se întâmplă. Data viitoare să fii un copil cu minte. Ce faci? Te ajut să strângi. Foarte frumos din partea ta.
stai așa, oprește-te, mă doare inima să te văd așa trist. Mary, ce mi se întâmplă? Un copil obraznic nu se comportă așa ca tine. Moș Crăciun știe mai bine. Da, dacă ar fi fost așa perfect, nu ar fi existat greșeala asta de la început. În loc de cadouri, ar fi trebuit să primești un băț. Și eu n-aș fi fost aici, acum. Ce mai pot face acum? Poate ar trebui să-l întreb. Te rog. Bine, bine. Sunt departe, la Moș Crăciun, acolo unde este polul nord. Alo? 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 Sunt eu, Spiridușul Strângător. Da, dragul meu, Spiriduș Strângător, ce s-a întâmplat? Sunt acasă la un copil obraznic, încerc să iau înapoi toate cadourile. Și s-a făcut noapte afară și nu mai termin. Dar de ce vrei să faci asta? Pentru că a fost o greșeală și a fost confundat cu un copil bun. Ah, foarte bine! Doar că vezi că Moș Crăciun, el e aici de față cu mine. M-a prins în timp ce luam decorațiunile și cadourile și bradul. Foarte rău! Da, și acum e tare supărat și... Eu cred că după cum se comportă acum, e posibil să fie un copil bun. Adică e posibil ca greșeala mea să nu fie o greșeală? Exact. O secundă. Numele lui e... Nicolas. Nicolas din România, care are doi frați, Andreas și Eric, e un copil foarte cu minte. Ce cauți tu acasă la el? Păi mesajul meu scrie că e rău. E Nicolae, nu Nicolas. Ba nu, e tocmai invers. Spiridus Strângător, tu știi mai bine ca mine? Nu, Moș Crăciun. Cere-ți scuze și vino acasă. O să am o ciocolată caldă pregătită pentru tine. Mulțumesc, Moș Crăciun. E o greșeală, la o greșeală. Tu ești un copil bun. Ura! Ca de obicei, eu sunt vinovat de greșelile altora. Acum eu ce mă fac? Să mă ajuți? Cu ce? Să terminăm ce ai început. Adică să strângem toate decorațiunile. Mami mi-a zis că eu trebuie să fac asta pentru că am trecut cu mult de perioada Crăciunului. Știi ce? Ce? O să te ajut. Am terminat! Super! Mulțumesc, Pi! Cu cine vorbești, Nicolas? E aici, chiar lângă mine. Cine? Spiritușul Strângător. Dragul meu, ești singur în cameră. Oricum, sunt foarte mândră de tine. Ai strâns toate decorațiunile în timp record. Bravo! Mulțumesc, Spiritușule! Pentru nimic!